Bună dimineața! O zi de miercuri în care ne întâlnim cu Cristian Boldor. Știți cine este Cristian Boldor? Cristian? Radu, tu știi cine este Cristian Boldor? Nu? Ok. O să-l cunoști. Astăzi va fi alături de noi, a coordonat o carte simpatică, din câte am înțeles. Aș vrea să o și văd, de am spus, Cristian, condiție, vii la emisiune dacă ai cartea, să o putem vedea în largul ei. Bun. Și va veni în partea a doua a emisiunii, o să povestim despre mai multe lucruri simpatice cuprinse acolo, parte din ele experimentate de cei care sunt incluși în cartea cu pricina, dar o să vedem detalii un picuț mai încolo, până să ajungem însă la alte treburi obișnuite. Știți foarte clar, nu, ce începe cu P și se termină cu ulă, nu? Radu, știi, nu? Ce? Pensulă? Băi, uite, m-am gândit la treaba asta. Pensulă. Dar și pensula începe, într-adevăr, cu P. Voi, colegii din regie, știți ce începe cu P și se termină cu ulă? Știți? Cristina, astăzi avem regizoare, Cristina. Cristina, știi? Știi? Pendulă! Băi, frate, ce inventivi sunt oamenii ăștia! Extraordinar! Pendulă, într-adevăr! Eu m-am gândit la cu totul altceva. Cum anume? Primulă! Cosmin de la grafică de sunet de primulă. Ok! E mai tare decât în jocul ăla fazan cu cuvintele. Deci eu nu, eu m-am gândit doar la patrulă. Patrulă, că era nebunia asta cu patrula lui Vlad Țepeș, domnule, în sus și în jos. Și, într-adevăr, remarcele erau foarte simpatice de genul. Patrula lui Vlad Țepeș va fi văzută peste tot la ajutarea bătrânilor să treacă strada, la pus mâna pe o lopată și ajutat la dezăpezire și alte lucruri de genul acesta. Și pe urmă vezi o poză cu patrula lui Vlad Țepeș, care sunt așa niște 2 pe 3 bărbați, știi? Care sigur ăsta va fi rolul lor în patrulă, să ajute bătrânei să treacă strada. Mă rog, dar să vedem, cine știe, poate vor face ceva treabă bună. Sunt un pic cam extremiști, așa pare, dar poate vorba unora ar trebui să le dăm șansa să se exprime și, cine știe, poate vom fi chiar mulțumiți de ei. Bă, nu știu. Dar cu privire la chestia aia, cu șansele, într-adevăr, putem să le acordăm o șansă să, iată, să dovedească ceea ce pot, că poate, cine știe, au mai fost ei câțiva de ăștia care s-au deghizat în Batman sau Spider-Man, nu știu ce minuni. Și atât i-a luat valul de mult încât am început să sară de pe clădiri și s-au dus cu pluta. Da, în fine, noi așteptăm, poate până la urmă nu sunt atât de cu capul în povești încât să ia o lopată și, sau o mătură și să încerce să zboare cu ea, pentru că așa au văzut în ceva cărți de desene animate. În fine, da, astăzi este o zi specială, mai ales pentru zona Transilvania, Clujului, în mod special. De ce? Pentru că aici locuiește unul dintre cei mai mari actori ai României și nu numai. Și astăzi este chiar ziua lui de naștere, Florin Piersic împlinește 40 de ani pe un picior. Vorba cuiva, că ieri am văzut treaba asta și era foarte simpatic, așa a scris: Florin Piersic împlinește 40 de ani, puncte, puncte, pe un picior. Așa spunea de obicei mama când, nu știu, împlinea o anumită vârstă, zicea întotdeauna pe din două și zicea: atât am împlinit, pe un picior. Da. Astăzi, de altfel, va fi un spectacol deosebit la operă, va fi transmis și pe TVR Cluj și pe TVR 3, sigur că va fi și înregistrat și dat ulterior, pentru că e cu atât mai important evenimentul. Colegii de la știri chiar au realizat un scurt reportaj despre această idee. Albastru mării se pierde în limpezimea cerului, sub zăpezi firea adormit în telug. Pregătirile sunt întoi pentru spectacolul Nu întreba câți ani am, în care protagonistul va fi nimeni altul decât Florin Piersic. Maestrul împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani și va sărbători ziua de naștere alături de cei care îl întregesc. Tare de șuchiat, spune împăratul. Se lasă seara, bine, foarte bine. Eu am să mă uit treapele ca obosite, dar nu, e bun, asta a ținut-o lung, dar îmi place. Florin Piersic este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. A jucat de 7 ori rolul lui Mărgelatu, tot în atâtea filme, și de 3 ori a intrat în pielea haiducului Anghel Șaptecai, poate cele mai îndrăgite personaje cărora le-a dat viață. Actorul clujan a petrecut mai bine de jumătate de veac pe scenă. Nu mai vine,
Nu mai bine și, Doamne, lungui să tot aștept. Am atâtea să-i spun. Astăzi, așadar, și tot astăzi am văzut eu undeva într-un... Da, uite, cei de la cinematograful Florin Piersic au trimis un comunicat în care ne amintește faptul că, ne amintesc faptul că astăzi de la ora 10 la Cinema Florin Piersic putem să vedem De-aș fi harap alb, de la ora 13 Haiducii lui Șaptecai și de la ora 15:30 Colierul de turcoaze. Intrarea la toate cele trei filme astăzi este gratuită, dar în limita locurilor disponibile, după cum știm, în cinematograful Florin Piersic nu pot intra chiar 1000 de oameni, dar oricum, nu? Câte locuri are cinematograful? Are 1000 de? Ai de capul meu. Atunci să schimb numărul. Deci 800 are. Bine, atunci să reformulez. În cinematograful Florin Piersic nu pot intra 10.000 de oameni care de altfel și-ar dori să vadă aceste filme, dar dacă ești printre primii, respectiv dacă îți faci programare, este și un număr de telefon acolo, se găsește pe internet pentru cinematograful Florin Piersic. Dacă îți faci programare sau ești printre primii, cu siguranță poți să intri la aceste trei filme. Și seara, așa cum aminteau colegii de la departamentul de știri în reportajul de mai devreme, este spectacolul de la operă. Și acest spectacol de la operă va fi transmis pe ecran în sala cinematografului Florin Piersic, deci cumva se dublează numărul de locuri pentru cei care pot să urmărească în direct acest eveniment. La mulți ani îi urăm și noi cu multă sănătate și cât mai mulți ani în care să mai povestească din experiența lui, așa cum bine îl cunoaștem, vorbește mult pentru că are ce spune omul. Acum, într-o notă de umor, azi dimineață chiar am văzut o, nu știu cum să zic, o poantă, o chestie asta umoristică. Care este culmea răbdării la români? Radu, știi care e culmea răbdării la români? Ai, nu, la români, deci nu aia internațională, aia la români. Nici voi, colegii din regie, știi careva? Dani, de la Sunet, știi? Care este culmea răbdării la români? Nu, păi hai să vă spun eu. Este culmea răbdării la români este să ascultăm cap-coadă un discurs al lui Florin Piersic tradus de în engleză, tradus de Claus Iohannis în română. Și atunci, sigur că poți să ai la îndemână o perioadă îndelungată în care să stai să-i asculti. Dar sunt simpatici amândoi oamenii. O să vedem și cu Iohannis ăsta care e treaba, că mie mi se pare că încă parcă e cumva la început, deși, băi, a trecut ceva vreme, nu? Din 2014 când a fost alegeri. 2014, un an și. Un an și. Și tot avem impresia că e la început. Curios. În fine. Bun, hai să vedem încă un lucru foarte fain, foarte fain. Vă aduceți aminte și știți foarte clar că nu numai noi aici la TVR, dar am văzut în mai multe locuri mass media și nu numai în grupurile de oameni faini din zonă, mobilizarea pentru Robert. Robi, unul dintre cei mai cunoscuți clujeni, da, care poate fi întâlnit în centrul orașului, un om foarte fain care, deși are anumite baiuri ale lui, anumite dizabilități, a zis: domnule, eu nu o să cerșesc, nu cerșesc, eu lucrez, atât lucrez, atât am. Și cu asta basta. Ei, da, greutățile astea vezi că vin, că mie mi se pare așa o tâmpenie, că nu pot să găsesc un alt cuvânt, adică un om care îi cinstit și lucrează cinstit, bă, nu are de ajuns. Nu are de ajuns, că ceva vine și ori ia statul prin tot felul de chestii, ori ăilalți din jur îl pândesc, știi, ca niște uli și formă, șpac, îi iau și ceea ce avea, deci nu prea îi pont. Dar, totuși, dacă ești înconjurat așa de un bine și de o bunătate a lui, că asta e o chestie remarcabilă la Robi, e de o bunătate fantastică. E, uite că până la urmă e o armură pentru el această bunătate. Bun, și s-au strâns bănuții pentru o gheretuță din asta pe care el s-o împingă pe roți prin centru, pentru că cea veche se stricase, da? Fost câțiva oameni care au zis: bă, hai să-l ajutăm pe Robi. De fapt, taximetriști chiar s-au coagulat în jurul acestei idei. Foarte fain și felicitări pentru treaba asta, pentru inițiativă. Și se pare că au contribuit foarte mulți clujeni, probabil nu numai clujeni, la această acțiune. S-a putut cumpăra o gheretuță nouă pentru Robi și mai mult decât atât, ia uite ce s-a mai putut cumpăra pentru Robi. Robi pășește timid, dar fericit spre noua lui locuință. Și-a îndeplinit visul, acela de a se așeza la casa lui. Bine.
Tânărul nu prea știe ce să mai spună, copleșit de ceea ce i s-a întâmplat în ultima vreme. Sunt vorbe sincere pe care Robert le rostește din suflet. Acum se gândește cum să-și amenajeze apartamentul. Prin luna mai. Da. Ca să fie totul curat, să fie aranjat, vopsit. Da. Mă plec tot frumos. Sunt multe de făcut în apartamentul de două camere, însă lângă el se află, ca întotdeauna, Neluțu, cel care a demarat campania de strângere de fonduri, care a impresionat o țară întreagă. Apartament cu două camere, 58 de metri pătrați, situat la 5 minute de centrul Clujului de mers pe jos, cu loc de parcare, curte, absolut tot ce are nevoie și un prieten de-al lui care are o firmă de construcții o să se ocupe de renovare, în mod adică noi o să-i plătim, Rob o să-i plătească doar materialele care o să fie investite aici, începând de la pereți, o să fie renovat tot până la podele. Astăzi Rob s-a întâlnit și cu proprietara de la care a cumpărat locuința. Până acum nu l-am văzut, dar acum l-am văzut și am zis că-i dăm casa lui pentru că pentru el e rezolvată, ca să rămâie el aici, Domnul să fie cu el. Cât privește căruciorul mult dorit de Robi, acesta urmează să fie proiectat, ca mai apoi să fie comandat de la o firmă de profil. Să ai noroc la casă! El este Robi, o să-l vedeți prin centrul Clujului, indiferent că sunteți pe jos sau cu mașina. Dar pe acolo își duce veacul și, cum ziceam, prin bunătatea sa lui, prin generozitatea și amabilitatea lui, cred că o să aibă în continuare din ce în ce mai mulți prieteni. Haideți să vedem noi ce temperaturi avem în perioada următoare. ANM spune că vom avea un cer variabil, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. La noapte ne așteptăm chiar la minus 9 grade Celsius în Brașov și la minus 6 grade Celsius în Cluj. Și astăzi, minus 6 grade va fi cea mai scăzută temperatură în Sibiu și minus 1 grad în Oradea. Păi azi dimineață ieșeam din bloc și, cum să zic eu, se vedea așa un luciu. E trotuarul din fața blocului și un luciu așa incredibil, de zici că era un reflector. Mă rog, în fine. Deci luciul ăsta mi s-a părut suspect. Când am pășit, era să fac o figură de balet. Se pusese un polei, nu știu dacă peste tot, nu știu dacă voi ați experimentat poleiul ăsta, mă bănuiesc că nu fi numai în fața blocului meu, dar m-am și gândit că se așteaptă partea asta de polei, pentru că de altfel ANM-ul anunța în toată țara că pe alocuri sunt condiții prielnice pentru a se închega poșghița asta de gheață și, na, ce să zici, atenție mare, când suntem pe trotuar, să nu cădem și tu, fracturi, treburi, iarăși mergi la urgențe, prostii, tralala, cu mașinile, iarăși se duc mașinile fără controlul nostru și, din nou, avem probleme. Deci mare grijă că nu degeaba se tot anunță poleiul. Unul la mână că se anunță poleiul, doi la mână că îl vezi, că ai ochi să vezi sau oricum ai un neuron acolo care spune, băi, e iarnă, s-a mai încălzit puțin temperatura, înseamnă că se cam topesc chestiile, apă un pic, dar vine totuși un pic de vânticel din ăsta de iarnă și se face gheață. Mi-am adus aminte de o treabă foarte simpatică. Dacă eu, de exemplu, uite, să luăm exemplu eu și cu Radu, da? Radu, colegul și eu. Și ne tot scriem mesaje, știi? Tastez acolo. Radu, ce mai faci? Radu îmi scrie. Bine, tu și eu bine. Hai să facem astăzi și ce? Radu răspunde. Deci avem o relație, dar cum se numește relația asta? Radu, știi? Nu știi cum se numește relația asta noastră prin care ne tot scriem? Cum? Nu. Se numește, adică dacă noi ar trebui să scriem pe Facebook sau nu știu pe ce rețele din astea, știi că trebuie să scrie acolo I'm in a relationship, noi trebuie să scriem we are in a textationship. Nu? Simpatică treaba. Hai să răsfoim niște ziare. Da, să începem cu monitorul de Arieș. Pa, pa!
foarte pe scurt. Am mai multe ziare aici, ce să fac. Monitorul de Arieș, 85 de milioane pentru Turda. Bugetul propus pentru acest an este mai exact de 84,8 milioane de lei. E mai mare decât anul trecut, când s-a propus o cifră inițială de 83,3 milioane. Mara, bun, e într-adevăr un pic mai. Consilierii locale așteptați cu amendamente. Amănunte despre bugetul acesta găsim în pagina a treia. Bă, ce amănunte am putea să și găsim? Ia să vedem. Primarul anunța, nu știu ce a făcut public. Bun, pentru acest an, municipalitatea urmărește, printre altele, obținerea finanțărilor prin programul Cooperare Transnațională Dunărea, pe un sistem pentru realizarea planului de mobilitate urbană pentru arealul CUA. Oare care este arealul CUA? Știe cineva? Trebuie să caut mai pendelete pentru treaba asta. Oh, mă enervează acronimele astea care nu sunt foarte răspândite, dar ai impresia că toată lumea le știe sau așa au cei care scriu. În fine, așa, care va permite accesarea finanțărilor privind infrastructura rutieră, precum și pe un parteneriat internațional aplicant principal fiind municipalitatea Hodmezovasarhei. Oare bine am zis? Hodmezovasarhei. În fine. Deci eu aici niște legături, mă rog, nu îmi placă. Dacă se scrie atât de ne... Bă, parcă iei un copy-paste, știi, dintr-un comunicat din ăla banal. Că și comunicatele astea de presiune, eu nu înțeleg, frate. Deci de ce se învață oamenii dintr-o anumită instituție să scrie comunicate de presă din astea cu limbaj de lemn? Când peste tot avem atâta sfat, dă mai scrie cu limbaj de lemn, că nu le citește nimeni, în primul rând. În al doilea rând, și dacă le-ar citi, nu le pricepe. În al treilea rând, trebuie să ai răbdare de fier ca să traduci. Și în al patrulea rând, nu se întâmplă, oamenii nu au răbdare de fier și de obicei trebuie să intervină cineva să sune alo. Ceva de genul, alo, ai primit comunicatul? Bă, am primit ceva, bă, te rog să mi-l publici. Băi, dar nu înțeleg nimic. Bun, hai că spun eu la telefon despre ce se vorbește. De practic ai scris degeaba un comunicat din ăla, de nu pricepe nimeni. Sau se mai întâmplă, uite, totuși este de la Monitorul de Arieș. Cred că are o răbdare de fier, frate, dacă a și citit-o și a și făcut aici un articol de ăsta de buget. Dar, repet, e prea... E, na, în fine, prea, nu știu. În fine, nu pot să citesc. Trecem la samurai. Samurai turdeni. Ia uzi, mă. Au cucerit 6 medalii de aur la Cupa Mickey Mouse. Mă întreb, oare chiar Mickey Mouse a venit la cupa asta și a luat-o în freză sau? În fine, în urmă cu 30 de ani, clubul turdean aducea primele medalii, primii campioni și de asemenea purta numele orașului Turda pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Astăzi, rația este păstrată cu mândrie, cu multă muncă și cu experiența acumulată pe parcursul anilor competiționali. Bravo, măi! Clubul Samurai, sportiv Samurai Turda, așa se numește acest club. Spor la treabă în continuare și foarte bine fac că se ocupă de astfel de evenimente. Pedepse dură pentru cei care agresează cadrele medicale. Păi chiar că e o obrâznicie, ca să nu zic altfel. Sunt unele situații în care se poate justifica un gest de genul ăsta. Când aduci pe unul care, nu știu, e într-o stare în aia halucinantă, nu știe pe ce planetă, își dă din mâini, din picioare, atunci zup, îți dă una peste cap de vestele vezi. Na, e mai complicat acolo, dar când e unul pur și simplu agresiv sau așa, dintr-o răutate în asta, că începe să împartă pumni și picioare în stânga și în dreapta, acolo, nu. Prietene, ai venit la urgență, păi ia, în primul rând, supune-te sfaturilor medicului, că dacă un medicul zice, stai liniștit, adică stai liniștit în sensul nu te mișca, nu te agita, că altfel nu poți să-ți rezolvi problema. Și tu încerci și dai și că mă doare, zbuf! Ei, n-ai venit la urgență ca să stai în pene de puf, nu? Că și asta e. Îmi pare rău de treaba, mi-aș dori să ajungem într-o stare a lucrurilor în care să nu, în primul rând, să nu există nevoie să mergi la urgență, dar în cazul în care, să zicem, ajungi acolo, să există o chestie, mă, să nu știu, să intri într-o cameră și să fie așa, cum să zic, un fel de anestezie totală, în care nu să stai, vine cineva, te face bine, ieși de acolo, înțelegi? Sigur, ar fi foarte fain să existe treaba asta, dar deocamdată nu există. Salina Turda estimează peste 600.000 de vizitatori în acest an. Foarte frumos locul acesta, de câte ori vin străinii, băi, du-o la Salina Turda, mega impresionați, foarte tare, foarte frumos. Tunisian suspectat de căsătorie de conveniență, pe pagina de la Ora de Cluj, este un cotidian online. Tunisianul ăsta suspectat de căsătorie de conveniență, nici returnat, nici cu viză de ședere. E așa, pe nicăieri cum ar veni. Ofițerii de la Serviciul pentru Imigrări
au dispus în cursul anului trecut returnarea acestui cetățean, Garah Mohamed, după ce el ceruse rezidență permanentă pentru că s-a căsătorit cu un cetățean român. Am cred că și autorul, cine o fi, oare Bacalu, cred că vroia să zic o cetățeană. Nu cred că s-a căsătorit cu un cetățean, că atunci... Că, sau ar fi, oare în prezent e voie să se căsătorească un cetățean cu un cetățean? E? Radu, tu ce știi? Te duci la stare civilă și ai voie. Dacă tu, Radu, de exemplu, găsești un Gheorghe și să zicem că n-ai fi căsătorit, de căsătorii, copii tot, dacă să zicem mai vrea să te căsătorești cu un Gheorghe, ai putea? Dar ai putea, ipotetic vorbind. Nu știi, așa-i? Păi nici nu mi-a pus problema asta. Eu, de exemplu, și cu Mirabela. Dacă eu și cu Mirabela ne iubim foarte tare și am vrea să mergem la ofițerul de stare civilă, oare m-aș putea căsători? Habar n-... Băi, tot vorbim, biserica tot zice, înseamnă că putem, că altfel biserica nu ar chema oamenii. Am fost, oare v-am zis, am fost într-o duminică, acum două duminici, la biserică și la un moment dat, când s-a terminat acolo de citit din carte, a zis popa care era acolo în fața oamenilor, a zis, știți, biserica a demarat o acțiune să strângem semnături și să punem în Constituție obligativitatea căsătoriei doar în, adică obligativitatea de a fi femeie plus bărbat egal căsătorie și nu oricine, respectiv bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, știi? Deci bănuiesc că dacă fac demersul ăsta, înseamnă că acum eu și cu Mirabela aș putea să merg în fața ofițerului, nu? Nu? Da. În fine, nu contează. Deci oricum aici avem o treabă din asta între o româncă și un străinez. Ok. Și din câte înțeleg aici în articole, erau mai multe indicii pentru a se hotărâ că această căsătorie, de fapt, a fost realizată cu scopul precis de a obține rezidență permanentă în România și implicit în Europa. Bă, ce chestie! Îți dai seama să te zbați, să te căsătorești în România. Adică majoritatea unde tot vor să plece, să plece. A, e, și asta o treabă. S-a uitat străinezul ăsta tunisian și a zis, bă, trebuie să ajung în Europa. Cum e cel mai simplu? Păi, ia, că mă duc eu la româncele astea. Poate cine știe să nimeni să găsești și una faină. Ah, nu, cum să zic. În fine, printre elementele care au condus la suspiciunea că tunisianul urmărește doar rezistența prezentate de ofițerii SI. Asta ce e SI? Serviciul de imigrări. Da, asta e Serviciul de imigrări de la Cluj. Așa, în instanța unde acesta a contestat decizia de returnare, se numără faptul că bărbatul nu cunoaște limba română. Nu trebuie să știi ca să cu nevasta, nu trebuie să vorbești neapărat aceeași limbă, trebuie să vorbești același limbaj al corpului. În fine, nu locuiește împreună cu soția sa, bă, cum să zic, cu atât mai bine, știi, nu-i un stres unul pentru celălalt. Se întâlnesc doar când au de împărțit oarește împreună. Așa, pe care a cunoscut anul trecut pe rețeaua de socializare Mirc, ai de capul meu, există așa ceva? Și nu-i cunoaște acestea semnele particulare. Păi, probabil că tot mereu e cu lumina stinsă și atunci de unde să mai știe omul ce semne particulare are respectiva? Acesta a chemat-o pe clujanca în Tunisia, prin intermediul acelei rețele de socializare, iar după un sejur scurt au venit în țara unde s-au căsătorit. Păi, cum să zic, în Tunisia e foarte frumos. Mi-aduc aminte când pe la începutul anilor 2000 ceva de genul ăsta am fost într-o excursie acolo. E frumos, na, e o altă, un alt fel de țară. Mă, eu sincer, eu nu m-aș muta acolo. Îmi place să mă duc în excursie, dar nu m-aș muta. Probabil de asta, în discuția celor doi, au hotărât. Deci, draga mea, te iubesc foarte tare. El zice, dragul meu și eu te iubesc foarte tare. Hai să te găsim, hai. Unde locuim după aceea? Păi, eu aș vrea să locuim în România și să venim în vacanțe în Tunisia. Eu sunt de acord. Da, și perfect, e foarte simplu, nu? În fine, articolul e pe linia, iată, acestei suspiciuni de căsătorie de conveniență. Îl găsiți pe Ora de Cluj. Vocea Transilvaniei pune pe prima pagină un om cu inimă mare, Radu Țărmure. O nouă provocare pentru clujenii cu inimă mare. Radu Țărmure, îngerul păzitor al animalelor fără stăpân, care se pare că are nevoie de ajutor. Da, și acum e redată povestea cu Radu Țărmure, este de fapt o adevărată legendă. În urmă cu aproape 10 ani, el a început să răspundă la toate solicitările care ajungeau la el și care însemnau că undeva în Cluj un animal suferă. Fie că era vorba de câini maltratați, înfometați și bătuți sau abandonați pe străzile orașului, Radu Țărmure a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ajuta animalele părăsite. Antreprenor din fire, Radu Țărmure a reușit să financeze acțiunile sale și îngrijirea animalelor cu ajutorul firmei în care era asociat, o firmă care vindea și se ocupa de serviciul caselor de marcat. Toți banii pe care i-a câștigat din afacere i-a cheltuit pentru îngrijirea animalelor. Bun, acum
Nici business-ul ăla nu era, cum să zic eu, cu un profit din ăsta de a aducea 100.000 de euro pe lună, când nu despre asta era vorba. Dar iată că s-a ajuns până la urmă să nu mai fie suficient cât vine din firma cu pricina. Se pare că sunt vreo, de fapt nu, până în prezent, pe Valea Fânațelor, până în prezent pe Valea Fânațelor se află 900 de animale salvate. Ai de capul meu, 900, Doamne, foarte multe. În fine, și chiria nu a mai fost plătită de câteva luni, astfel că datoriile acum se ridică la 6.000 de euro. Pentru plata restanțelor și adunarea de hrană și fonduri pentru ca animalele să poată fi îngrijite în continuare, de asemenea, se organizează niște acțiuni de sprijin, un stand de donații în mod special și este trecut aici pentru weekendul 30-31, respectiv în acest weekend, 30-31, sâmbătă și duminică, în Iulius la parter, lângă intrarea dinspre supermarketul de acolo. E un stand special amenajat unde, dacă puteți, să mergeți și să, nu știu, să cumpărați, să vedeți despre ce este vorba și să dați o mână de ajutor. Și mai spun cei care sunt apropiați ai lui Radu Țărmure. În Cluj există persoane care strâng bani în numele lui, dar fondurile nu ajung să îl ajute cu adevărat. Așa că, mă rog, pe el și animalele pe care el de fapt vrea să le salveze. Așa că dacă vreți cu adevărat să îl sprijiniți pe Radu Țărmure, rugămintea lor este să participați la acțiunile care se fac oficial și foarte cunoscut în numele lui și nu din astea așa pe mai șustache sau, mă rog, într-o modalitate mai restrânsă din punct de vedere a publicității sale. Sunt de asemenea pe diverse locuri oficiale postate conturile bancare unde puteți să contribuiți și eu zic că eu, dincolo de faptul că acțiunea în sine e lăudabilă, omul acesta cred că merită să fie sprijinit, pentru că de fapt nu e o chestiune pentru el personal, ci e o chestiune chiar pentru nu știu, fapta asta bună pe care o face el și toate animăluțele din urbea noastră și nu numai. Monitorul Express, noroc, avem acolo un hapciunist, nu? Monitorul Express, un nou drog face ravagii la Brașov. O, Dumnezeule! Dicot Brașov a pus ieri mâna pe o rețea de traficanți. Drogul care era preparat și distribuit la Brașov și Cod le are la bază compuși chimici periculoși, care odată ajuns și în organism, duc la moarte. Zeci de tineri brașoveni, în principal adolescenți, au ajuns la spitalul de copii Brașov în ultimele luni. Doamne ferește! În rest, un articol despre un audit extern pentru cheltuielile cu aeroportul. Vezi tu că aeroportul, de fapt, nu numai aeroportul din Brașov, și cel din Cluj și din alte părți, sunt cu diverse semne de întrebare. Și iarăși un articol despre un record de schiori pe pârtile din Poiana. Foarte frumos. De altfel, record a fost în foarte multe locuri. Dar în Poiana chiar a fost o știre în weekendul ăsta, sau oricum pe mai multe posturi era anunțat faptul că nici nu se putea intra în Poiană, la cât era de aglomerată. Sigur, dincolo de faptul că toată lumea mergea cu mașina, adică schiul și mașina, știi? Dacă s-ar fi strâns probabil mai mult și sau dacă exista un mijloc de transport, și asta e o șmecherie, numai că, na, știi tu, în Poiană merg, cum să zic eu, în primul rând trebuie să fii vandosit ca să mergi clar acolo. Paltonari, cum zice Dani, exact. Deci, cum ziceau și invitatul de luni de la Regional Cafe, domnule, sunt ăia paltonarii care sunt mai domni decât ar trebui și sunt schiorii. Și atunci, știi tu, paltonarii, clar că ei merg cu mașina lor șmecheră, înțelegi? Și ceilalți schiorii, cred, adevărați schiori, ar accepta să meargă și cu un mijloc de transport, să zic, din Brașov până în Poiană. Și un mijloc special pregătit pentru a căra echipamentul de schi, din punctul meu de vedere. În general mai fi măbulii bășeala aia cu mașinile, poliția scoasă afară ca să, mă rog, pe șosele acolo, ca să le spună la fiecare de ce așteaptă. Că totdeauna când ieși, domnule, acolo în trafic, adică majoritatea, dacă ești în Poiană, clar, toată lumea, dar dacă nu, oricum, ai senzația asta că ai nevoie să-ți vină la parbriz ofițerul ăla, ce-o fi, agentul ăla, ce-o fi el, să-ți explice situația, știi? Că băi, tu ai drepturi! Bun, sigur că ai drepturi, dacă toată lumea stă, cumva, indiferent că ai tu drepturi mai multe decât alții, trebuie să stai și tu. În fine,
Da, următorul ziar, stai să vedem ce mai am aici. Jurnal Bihorean, Fuța Pinele la Guvern. În Bihor, ultimele două licitații organizate de direcția silvică au fost boicotate de către agenții economici. Înseamnă că sunt niște baie pe acolo, nu cred eu că agenții economici chiar și-au pus în plan sau eu știu. În fine, peste 3500 de reprezentanți din industria lemnului din 18 județe au protestat ieri. Bă, ăștia au greșit data. Au protestat marți 27 ianuarie. Păi ieri n-a fost 26? Nu a fost ieri 26? Ba da, mă, aia au greșit, mă. N-am fi. Marți 26 ianuarie, în Piața Victoriei, ei susțin că RomSilva a crescut cu 300% prețul minim de pornire la licitațiile de vânzare a masei lemnoase. Protestul e organizat de Asociația Forestierilor din România. Și principalele nemulțumiri sunt legate de compania de stat RomSilva, care, spun protestatorii, a blocat întreaga industrie întrucât practică prețuri excesive. Bă, nu știu ce să zic eu și cu prețurile de... Bă, bun, asta cu prețurile n-aș vrea să mă bag acum, că nu e, dar... Că tot vorbim de treaba asta cu forestiera. Frate, mori când vezi, când iar, adică în continuare sunt mașini întregi care... ies din păduri cu pădure. Știi? De altă parte, mai e o chestie nasoală la treaba asta cu prețurile mari. Bun, RomSilva a crescut prețul. Pac! Crește însă. Nu zic că ar trebui să se vândă ieftin. Nu zic. Eu cred că poate ar trebui să se tai mai puțin de la noi. Asta mai tăiem și din alte părți. Trebuie să tăiem. Sau găsim soluții alternative. Numai tot cu lemn, tot cu lemn. Lemnul ăsta care, frate, ajunge să nu mai putem respira. Bine. Dar o să crească, dacă rămân prețurile astea mari, păi oamenii iarăși o să se direcționeze către mușăvile astea, bă, și luatul la negru, furăciuni, trebuie să vă zic, bă, dacă nu m-ați stat, las cât ai eu, mă, de la stat, de parcă ar tăia de la stat, nu de la stat aia, tot de la noi, numai că așa are omul impresia că dacă își tai un copac din zona lui sau din țara lui, nu îl afectează pe el. Nu! Audiția spune povestea unui casting burlesc. Regia premierei Audiția este semnată de Mircea Cornișteanu. Acesta a mai montat piesa lui Galin în 2004 la Teatrul de Comedie cu o distribuție de elită. Date despre acest spectacol găsim în Jurnal Bihorean. Mesagerul de Bistrița Năsăud. Doar 30% din deșeurile istorice din Zăvoaia au fost transportate în 2015 la depozitul ecologic de la Târpiu. În anul 2015, cum ziceam, 30%. Bun. Această operațiune scoate din listeria municipalității peste 1,3 milioane de lei. Ce mă? Transportul? Deci doar 30% au fost transportate la depozitul acolo de... De ce? 1,3 milioane de lei? Serios, așa de mult? De ce se vede atât de mult? În fine, articolul e aici. Depozitul existent pe strada Zăvoi a fost închis la finalul anului 2011, când depozitul ecologic de la Târpiu încă nu era funcțional. Astfel... Deșeurile municipale au fost stocate de către Urbana tot pe strada Zăvoaie. Cum ar veni? Adică am închis rampa de acolo, de la Zăvoaie, dar după aceea tot acolo s-a depozitat gunoiul, știi? Și atunci, mă rog, până în martie 2013, când depozitul de la Târpiu a devenit funcțional, în Zăvoaie s-au adunat numai puțin de 30 și nu știu cât de așa de tone. 30 de mii de tone! Ai de capul! Anul trecut, din cele peste 30 de mii de tone de deșeuri, au fost transportate la Târpiu doar 8800 și ceva de tone, adică doar 30%, după cum dezvăluie direcția, nu știu ce, bla bla bla. Cantitatea de deșeuri municipale transportate din zona Zăvoaie la depozitul ecologic de la Târpiu anul trecut a fost de, cum ziceam, 8839. Pentru depozitarea acestor deșeuri la depozitul de la Târpiu, primăria Bistrița are de plătit 1,3 milioane de lei. Deci 1,3 milioane de lei numai pentru că ai mutat un gunoi dintr-o parte în alta? Serios? Păi băi, înțelegem de ce oamenii care sunt cu business-uri în chestiile astea cu gunoaiele, frate, au bani, ai e capul lor și de capul nostru, că noi le plătim. Adică, mă rog, e aici bistrițenii, dar tot aceeași mâncare de pește, dacă e o chestie generalizată. Și atunci stai să te întreb, băi, bun, deci tu ai organizat, tu ca urbe, ca și comunitate, ai organizat o chestie, o structură, care se numește primăria, care trebuie să aibă grijă de tine, că tu comunitatea ai organizat-o, ca ea, primăria, să aibă grijă de comunitate. Păi și când trebuie să te ridici un semn de întrebare, bă, dar primăria asta oare chiar face pentru mine sau își bate joc de mine? Sau o altă chestie, bă, 1,3 milioane e normal, e un preț normal,
să muți gunoiul dintr-o parte în alta? Eu înțeleg, sunt tone, da. Totuși, mă, ce-ai făcut, mare scopa? Ai luat gunoiul dintr-o parte, ai încărcat în mașină, l-ai mutat în altă parte. Nu l-ai dus 120 de kilometri. Tot pe acolo, prin zonă, îi. 1,3 milioane de lei. Mie mi se pare, sincer, mie mi se pare o obraznicie, mă. Ziua de Cluj. Zero investiții noi din banii județului Cluj. Cândva Consiliul Județean Cluj construia un stadion din resurse proprii și atrase. S-au schimbat lucrurile. În ultimul an al unui mandat jalnic, județul nu alocă niciun ban pentru investiții noi. Acum ce se întâmplă oricum cu Consiliul Județean e o jalnicie incredibilă. Ticketing-ul tot nefinalizat, da, mai durează foarte mult. 75% din companii sunt pe Facebook. Chiar a fost o statistică dată publicității ieri sau la altă, nu știu, dar recent oricum. Și se menționa acolo clar că foarte multe companii, cum vedem și în articolul din ziua de Cluj, 75% clar folosesc Facebook-ul, sigur, pentru promovare, că pentru ce piese să folosești Facebook-ul, în primul rând ca și companie. Că ai contul tău privat, să vorbești, să nu știu ce, asta e partea a doua. Dar ca și companie îți faci pagină și îți promovezi compania. Păi și într-un fel, de ce să nu faci asta? Că e gratuită povestea, știi? Dacă te duci să faci un spot la radio, la TV, te cost, na, că trebuie să faci producția, plătești oamenii, cameramani, acolo ce faci? Te pui tu la calculatorul tău, atât doar că trebuie să ai un abonament de internet, că în principiu ce să faci, dacă n-ai internet, n-ai ce să faci. Ești pe internet și tu din butoanele tale. Cum? Dacă nu plătești, îi... Dacă nu plătești, e aproape zero. Ma, bun, deci fii atent, și dacă plătești, sunt niște prețuri foarte mici la publicitatea aia de pe Facebook. Nu știu cât, dar mic. Adică ceva de genul cu 10 lei poți să cumperi nu știu ce. Bun. Ce vreau să zic e altceva. E o iluzie faptul că dacă tu ai un calculator, te pui acolo și pai, te-ai promovat. Chiar și plătind acolo 10 lei. Pentru că unul la mână îți face acolo un cont și poți să, e mai simplu decât să-ți faci un site. Asta e, de fapt, e un pic mai simplu un site, trebuie până îl plătești pe ăla care îți face site-ul, până pui content-ul, până faci design-ul, până... Nu rău, costă. Tu acolo pe Facebook ai deja platforma și intri să faci. Dar dacă nu ai un om dedicat pentru treaba asta, într-adevăr, e cam egal cu zero. Pentru că tu nu ai, tu dacă îți faci, ai business-ul tău. Păi trebuie să te ocupi de business, nu ai timp să stai acolo și să vezi niște mărunțișuri, că mărunțișurile de fapt contează. Să știi când să pui, când să postezi, când să... Mai văd pe unii care postează pe la 1 noaptea. E egal cu zero, că apare newsfeed-uri la 1 noaptea și la revedere. Dimineața apar alții pac-pac-pac și a ta postare s-a dus în Honolulu. Deci sunt foarte multe detalii din astea care fac diferența, dar faptul că oamenii conștientizează importanța asta a internetului și nu îl tot resping, zici, bine, mă, tehnologia de azi. Nu e așa, folosește tehnologia de azi în avantajul tău și nu tot. Nu trebuie să folosești tot, folosești numai ce-ți trebuie ție și perfect. Bun, zi de zi de Mureș, soluții pentru salvarea animalelor sălbatice rănite. Un articol în pagina a treia, cartea care ne motivează să ieșim din zona de confort. Uite, scriitoarea Liliana Moldovan se pregătește să lanseze o nouă carte care se intitulează Eroii Imposibilului. Oh. Volumul include interviuri cu oameni de succes care suferă de anumite deficiențe, cartea având un puternic caracter inspirațional. Momente muzicale de excepție în februarie la Filarmonică și articolul îl avem în pagina cu numărul 15. Da, bun. Făclia pe prima pagină, Cioloș încurajând guvernul moldovean să asculte doleanțele și așteptările societății civile din Republica Moldova. Tot pe prima pagină, Lăpușan. Ce mai zici? Liberalii trebuie să-și asume eșecurile politice și administrative care au făcut mai mult rău județului Cluj. Bine, și PSD-ul la fel trebuie. Bugetul Turzii în 2006, asta mai zis în ziarul celălalt, cu bugetul pe câmpia Turda, etc. Și o lucrare critică față de gestionarea crizei migranților a apărut lângă ambasada Franței din Londra. În pagina cu numărul 4 este acel articol. Informația Harghitei, pe prima pagină, primarul Mic Iuje. Centrul balnear multifuncțional din Borsec se va finaliza la sfârșitul acestui an, iar inaugurarea o vom face în iunie anul viitor. S-a discutat treaba asta într-o ședință extraordinară a Consiliului Județean Harghita. Mai putem citi despre 40.000 de acte administrative verificate. 33 au fost atacate în instanță de contencios administrativ. Vorbim de actele prefecturii Harghita.
și încă un ziar. Oare cum stăm cu timpul? A, stăm. Salaria se modifică deducerile personale pe prima pagină în Monitorul de Cluj. Începând cu luna ianuarie, deci acum, cu luna asta, ambii părinți ai copilului minor beneficiază de deducere personală. Ce trebuie să facă angajați pentru a li se calcula noile drepturi? Avem în pagina a treia. Deci ce trebuie să facem? Cred că trebuie să punem unde să ducem niște documente. Dacă venitul unei persoane aflate în întreținere depășește 300 de lei lunar, ea nu este considerată întreținută. Aha. Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la plătitorul de venituri din salarii o declarație pe proprie răspundere care trebuie să cuprindă următoarele informații. Date de identificare a contribuabilului, bla bla bla. Date de identificare a fiecarei persoane aflate în întreținere, nume, tralala. Declarațiile pe proprie răspundere, nu știu ce. Conform sursei citate, salariatul va prezenta angajatorului documentele justificative care să ateste persoanele aflate în întreținere. Și, în fine, acolo e toată procedura asta, tot demersul. Tot pe prima pagină în Monitorul mai avem un titlu. Elevi, mutați-vă cuibul, primăria ADA. Oare unde am văzut eu? Era undeva, poate că pe net. Cred că pe net, pe Facebook, Monitorul are și el Facebook. Desigur, fiecare instituție cred că are. Era ceva de genul că, cum era, mă, cu păsărica mută scuibul, jocul ăla, știi că e jocul păsărica mută, da, ceva de genul că inspectoratul se joacă, iată, cu copiii, păsărica mută scuibul și tot te duci dintr-o parte în alta. Primăria, a, uite, asta era, a, dar uite că am mutat în ping-pong, Primăria Cluj-Napoca și ISJ joacă ping-pong cu elevii din municipiu. Sute de elevi, unii foarte mici din clasa 0, sunt mutați dintr-o clădire în alta pentru că așa înțeleg cele două instituții că trebuie reorganizată rețeaua școlară. Aha, mă, că asta e o răutate, că nu despre asta e vorba. În fine, la Șinca și Racoviță, elevii din clasa 0 vor fi mutați din centru, decizia este bătută în cuie și îi ne mulțumește pe părinți. Păi, oare cine scria, mă? Scria, era un tip, nu mai știu care, în fine, tot pe Facebook ăsta, că, mă rog. Dacă te uiți, oamenii își exprimă acolo păreri. Da, zice o chestie foarte simpatică respectivul. Cred că Bogdan Ciucu, sau nu știu cum îi cheamă. În fine, zicea, în Cluj, cei mai șmecheri se duc acolo, musai să-și înscrie copiii la școală. Bun, și ce se întâmplă? Că trebuie să iei cu mașina, practic, nu poți să meargă ei singuri. Bun, dacă sunt clasa 0 e mai complicat, dar vorba aia, poți să-i înveți pe copii să meargă pe trotuar de mână până în parcare, știi? Bun, în fine. Și ce omul? Păi, ok, ai copii de șmecher în centru acolo, omul, părintele șmecher merge și cu mașina le așteaptă acolo în față. O blochează un pic strada, dar na, acum ce să fie? Vine copilul și el ce învață? Primul lucru pe care îl învață. La, că merge și așa, poate să aștepte și de în Franța, cum ar veni, știi? Eu, în continuare, zic că ar trebui să nu se mai tolereze povestea asta cu așteptatul cu mașina în fața școlii, ai de capul meu. Și părintele să facă și el bine, că vorba aia are un copil pe care, na, dacă vrea să le ia de la școală, poate să parcheze mașina în parking. După aceea, tic, 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 să meargă până la școală. Îl așteaptă acolo, le ia de mânuță, tic, 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 vine la mașină, îl pune în mașină și pș, la revedere. Mie așa mi se pare firesc. Asta se întâmpla și inclusiv pe vremea mea. Că unde, de, deci, exact, eu eram la o școală unde nu era acces auto până acolo, înțelegi? Deci dacă trebuia să... Nu, era o situație, mai rar s-a întâmplat, dacă mă duceau părinții cu mașina, mă duceau până într-un anumit punct, de acolo lăsa mașina și tic, 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 de mânuță, fain frumos, că nu ne-a picat nimic din uniformă. Da, alertă în Rusia, 50 de persoane au murit de gripă, H1N1, ai de cap, nu iară cu gripe și cu desnea. Așa, bun, cam atât, foarte pe scurt, hai să vedem... Să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, repede, în 27, repede. În 1880, lui Thomas Edison i-a fost acordat brevetul de invenție pentru sursa sa de iluminare incandescentă, deci becul cu filament. A fost un important inventator și om de afaceri american al sfârșitului de secol, iată, al 19, că vorbim de 1880. A fost de altfel cel mai prolific inventator al timpului prin aplicarea practică a descoperirilor științifice, a avut 1093 de brevete. În 1888 la Washington a fost fondat National Geographic Society și în 1926 inginerul englez George Logie Byard a experimentat într-un studio din Londra primele transmisiuni televizate. În 1945 are loc eliberarea de către forțele sovietice a lagărului de exterminare de la Auschwitz din Polonia și în 1967 trei astronauți americani
Virgil Grissom, Edward Wythe și Roger Chaffee au murit într-un incendiu izbucnit la bordul navei spațiale Apollo 1 în timpul simulării unei lansări a acesteia de la Cape Canaveral. Da, în 1967, URSS, SUA și Marea Britanie au semnat tratatul privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic pentru următorii 60 de ani și în 1973 la Paris a fost semnat acordul de pace care a dus la încheierea războiului din Vietnam. 1988 a avut loc inaugurarea Bibliotecii Române din Paris și în 1756 s-a născut Wolfgang Amadeus Mozart, tot în 27 ianuarie. În 1861 s-a născut Constantin Prezan, mareșalul român atât de cunoscut, și în 1936 s-a născut Florin Piersic, pe care l-am amintit și la începutul emisiunii. Bun. În clipele următoare răsfăim o carte, sper că a adus Cristian cartea, pentru că avem discuții de dimineață. Iată, Discursul inimii, așa se numește cartea pe care am tot așteptat-o și de care am tot zis de la începutul emisiunii. Bună dimineața, Cristian! Bine v-am găsit! 50 de povești inspiraționale de viață. De unde a pornit, de fapt, această idee de carte și de ce Discursul inimii? A pornit după ce am fost spectator la niște evenimente de vorbit în public, Five Minute Speeches, cred că le cunoști. Da, de altfel Ovidiu Oltean, cel care a inițiat seria de întâlniri pentru discursuri scurte, Five Minute Speeches, de care spuneai tu, a fost și în platou de mai multe ori și într-adevăr mi-a adresat și mie de câteva ori invitația de a vorbi. Știu, te-am și văzut în direct. Ok, bun, așa. Și practic persoanele care de-a lungul timpului au fost invitate la respectivele sesiuni, da, au fost sursele tale de inspirație. De inspirație și care consider că vor fi sursă de inspirație și pentru alți oameni. Le-ai așezat frumos, eu doar acum răsfăiesc pentru că văd pentru prima oară cartea, dar sunt structurate exact așa cum au fost prezentate, pentru că de fapt înțeleg eu ceea ce face întâlnirea de 5 minute, discursurilor de 5 minute să fie atât de savurată de spectatori, e tocmai simplitatea asta de construcția mesajului. Nu facem o polologie de 5 ore când putem să scoatem esența în 5 minute. Da, e un fel de a comunica mai simplu. Și aceste povești de viață, că despre ele vorbim până la urmă, consider că vor fi o sursă de inspirație pentru alți oameni, pentru că văzând prin ce au trecut aceste persoane, poți să vezi cum să procedezi tu într-o anumită situație. Poți să știi ce să nu faci sau ce să faci. Ce fel de oameni au fost, de fapt, cuprinși în această carte? De toate vârstele, de toate categoriile, să zicem așa, profesionale, de la 16 ani, cea mai tânără vorbitoare, până la persoane mai în vârstă. Mă uitam că i-ai pus așa frumos la fiecare. Principii de viață. E important să acționăm în direcția visurilor și scopurilor noastre și să nu uităm niciodată de credință și puterea de a dărui ce avem mai bun din noi, spunea Emanuel Tănasă. Da. Alții tot așa... Fiecare câte un mic citat așa are la început, care cuprinde, să zicem, esența mesajului său, a poveștii sale. Simona Roș spune, toți putem trăi până la 80 de ani. Și el puțin, Florin Piersic, sigur a făcut asta. Da. Acum, unii își doresc să trăiască mai mulți, alții 80 de ani spun că sunt mulțumiți. Depinde fiecare, sigur, cum și-a trăit până atunci viața. Da. Da. Care sunt subiectele pe care le-ai cuprins în această carte? Dacă, de exemplu, cineva vede cartea aceasta, la ce domenii s-ar putea aștepta? Da, în primul rând la dezvoltare personală. Pentru că aceste povești putem învăța din ele. Putem noi deveni mai buni prin ceea ce găsim în aceste file. Oamenii și sunt în mod special, în mod special că să revin puțin la chiar și la titlu, că mă întrebai la început. Discursul inimii este o alăturare de cuvinte pe care am folosit-o ca să spun faptul că este vorba de niște povești de viață spuse în public, iar inimii pentru că eu
chiar nu-mi place să spun asta, demontez mitul conform căruia să-ți asculți inima e un clișeu. Și sunt exemple în această carte în care persoane, ca și mine, ca și tine, au apelat, să spunem așa, la simțul lor interior, au căutat răspunsuri în interiorul lor înainte de exterior. Înainte să caute strategii de cum să-și rezolve problemele, s-au uitat în interior și așa și-au rezolvat problemele, nu invers. Și asta îmi place foarte mult pentru că și eu mă regăsesc, pentru că am făcut același lucru. Da, interesant. Acum despre lucrurile acestea cred că se poate vorbi foarte mult, da. Inclusiv despre căutatul în interior. Spunea cineva că e bine să cauți și în interior, dar nu trebuie să lași deoparte ceea ce este în exterior. Și de asemenea invers, nu te uiți la soluții numai de exterior și să lași deoparte interiorul. Deci amândouă trebuie foarte bine corelate. Un echilibru. Exact, pentru că riști, dacă te uiți numai în interior, riști să te interiorizezi prea mult, să devii stingher, să te rupi de lume, ori cine și-ar putea dori așa ceva. În mod normal, dacă trăiești într-o comunitate, frumos este să te poți adapta. Exact. Ia, dar pentru asta trebuie să știi ce să faci. Bun. Această carte are și un moment de lansare. Eu uite că sunt pe ultima parte, nici n-am știut. Da. Ok. Testimonialul tău, mulțumesc. Da, diseară va fi lansarea. Tocmai în cadrul unui eveniment 5MS, 5 Minute Speeches, pentru că această carte este legată efectiv de acest eveniment. Va fi la ora 19, la Napuca 15. Poate veni până la urmă oricine, e o întâlnire liberă pentru chiar toți care sunt interesați de a afla ce au spus alții prin prisma experienței lor, într-adevăr. Exact, într-adevăr. Astăzi de la ora 19, ce îți dorești tu pe mai departe? Bun, asta a fost prima etapă, ai făcut o culegere a... Tot spun cuvântul ăsta, experiențelor, că așa mi se pare că, de fapt, e un cumul de experiențe pus în cuvinte. Următorul tău pas care va fi? Următorul meu pas este să scriu în continuare, evident, pentru că asta îmi place, e o pasiune foarte mare de-a mea. Să vorbesc în public în continuare, să mai adun experiențe de la oameni. Poate va fi chiar și o continuare a cărții, mă gândesc și la acest lucru. Însă am planuri și pentru alte cărți, tot așa pe dezvoltare personală, în română, dar și în engleză, ce mai îmi place să scriu. Ok. Astăzi, la ora 19, putem găsi, bănuiesc cartea, o putem lua acolo. Da, da. Și ulterior o vedem în librării? Momentan, acest tiraj pe care l-am scos, am hotărât să fie doar legat, să, la, așa să spunem, doar la evenimentele FAVMS să-l vindem. Apropo, următorul eveniment 5 Minute Speeches, când va fi? În februarie, cândva, că este lunar, după cum știi, nu știm exact încă data. O să ne spun Ovidiu. Da, 5ms.ro și celelalte site-uri cumva legate, dacă nu mă înșel, și cu focul vocației.ro și ovidiuoltean.ro, da. Toate promovează acest gen de eveniment, așa că acolo putem să găsim detalii cu privire la invitații care vor veni și locul de întâlnire. Dar până una alta, discursul inimii, pe tine te găsim pe Facebook. Da, momentan pe Facebook am o pagină nouă, Inovație Personală cu Cristian Boldor, lucrez și la un site, pași mici, dar siguri. Înspre dezvoltarea ta și personală și profesională. Foarte bine, acestea cred trebuie făcute în paralel. Dacă reușim să facem asta, știi, în Aikido avem un exercițiu în care trebuie să, un exercițiu chiar, mă rog, nemarțial, în care trebuie să-ți folosești amândouă mâinile, dar primul impuls este să te concentrezi pe o singură mână și atunci pe cealaltă o lași deoparte. La fel și în dezvoltarea aceasta. Eu cred că trebuie să faci dezvoltarea pe amândouă planurile, și profesional și personal. Atunci, cu adevărat, poți să fii împlinit. Dacă, cum sunt atât de mulți, băi, m-am dedicat carierei și, pe urmă, pe planul personal ce-au făcut. A plecat nevasta, s-au supărat copiii, n-a rezolvat nimic. Deci, este ca o roată, dacă ne putem imagina, ca o roată toate domeniile vieții noastre. Și important e să avem un echilibru, astfel încât roata să poată circula în continuare. Foarte bine zis. Mulțumesc foarte mult, Cristian. Plăcere. Succes astăzi, așadar, de la ora 19 la Napoca 15 în Cluj, lansarea acestei cărți, Discursul inimii. Succes în continuare. Mulțumesc. Ne întâlnim și mâine dimineața începând cu ora 8, iar astăzi, după ora 10, ne auzim la Napoca FM.